Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sud. Săptămâna aceasta vă propun să urmăriți un material despre Naționala Masculină de Volei, care, începând de joi și până sâmbătă, va susține un turneu de calificare la campionatul european. Turneul va avea loc în sala polivalentă din Craiova, iar despre această competiție și obiectivele fixate vor vorbi în cadrul unei conferințe de presă jucătorii Laurențiu Lică, Bogdan Olteanu, dar și selecționerul Dan Pascu. După o perioadă de aproape 2 luni de pregătire, am început pregătirea pe data de 24 iulie. Iată-ne înaintea startului turneului de la Craiova. Pentru respectiv turneul de la Craiova și următorul peste o săptămână din Cehia, sunt cele două turnee care vor stabili echipa care se va califica în mod direct de pe primul loc la campionatul european, iar echipa de pe locul 2 va merge la un turneu de baraj cu o altă echipă din altă grupă. Suntem pregătirea de curs normal. La ora actuală spun eu că jucătorii sunt într-o formă suficient de bună pentru a aborda competiția cu încredere. Au mai fost mici probleme de sănătate care au fost reglate pe parcurs. În linii mari sunt mulțumit de participarea lor. Personal aștept cu nerăbdare debutul acestui turneu. Legat de cele 3 echipe, trebuie să vă spun că, după o părere personală, toate echipele sunt echilibrate, toate echipele au șanse egale de a se califica mai departe. Nu este nicio favorită certă și, ca atare, nu putem să ne așteptăm decât la meciuri disputate, meciuri frumoase, meciuri care se vor juca cu o miză mare. Aceste lucruri nu pot garanta decât un spectacol pentru publicul spectator, motiv pentru care fac și această invitație iubitorilor de volei din Craiova și nu numai iubitorilor de volei să vină la sala polivalentă joi, vineri și sâmbătă de la orele 19:45. Noi jucăm al doilea meci tot timpul, primul meci joacă echipele celelalte. Deci invit publicul să vină la sală și să se gândească că suntem echipa națională, avem nevoie de sprijin, de încurajări, pentru că avem un obiectiv îndrăzneț pe care vrem să ne-l îndeplinim. Nu am pornit la drum cu gândul că avem vreo primă sau avem vreun câștig din aceste acțiuni. Eu personal și nu numai eu, și băieții ne gândim că de 20 de ani echipa de volei masculin nu a participat la un campionat european. Și eu zic că este suficient de mult ca să ne motiveze să jucăm la capacitate maximă. Probabil dacă ne vom califica, dar știți foarte bine că eu nu fac declarații de astea înainte și probabil vor veni va veni și o primă. Nu știu, nu am discutat, nu am stabilit la ora actuală. În mod sigur va fi o primă de calificare. Atât timp cât și ministerul are oficial o grilă de premiere pentru genul ăsta de competiții, în mod sigur vom primi ceva. Nu pot să vă spun suma. Nu o știu, nu că nu pot să vă spun. Eu zic că, din păcate, trebuie să recunosc, chiar și cu câteva zile înainte de a începe aceste meciuri, că echipa mai are, ar mai fi avut nevoie de 2-3 meciuri de verificare cu adversari mai puternici, dar în rest eu consider că echipa este pregătită. Și la momentul jocurilor, eu zic că se va face diferența foarte mult la motivația pe care o vor avea jucătorii și dorința lor de a câștiga. Obiectivul fixat de Federația Română de Volei este calificarea la europene, indiferent când ne-am calificat de pe locul 1 sau dacă am merge la meciurile de baraj. Dar vă repet, este foarte, foarte grea. Este una dintre cele mai grele grupe. La ora actuală am selecționat cei mai valoroși jucători români. La ora actuală, indiferent de clubul de la care vin, indiferent de vârsta sau de alte caracteristici. Am mers pe ideea de a juca, de a strânge un lot de jucători cu experiență. Pentru o parte din jucătorii componenței lotului național la ora actuală este ca o ultimă șansă de a obține o performanță notabilă. Nu pot să spun final de carieră, probabil final de carieră la lotul național, dar sunt absolut toți jucătorii care sunt aici, chiar dacă unii dintre ei sunt la o vârstă, să zic, mai înaintată, sunt jucători care au valoare și care mai pot juca ani buni în campionatul național. Domnul Pascu, cred că, după părerea mea, este foarte optimist aceste calificări.
Eu sunt puțin mai rezervat. Noi trebuie să știm unde este locul. Asta nu înseamnă că ne mergem acolo ca să nu ne vindem pielea foarte scump. Totuși jucăm cu Cehia, care joacă în Liga Mondială de ani de zile, și jucăm cu Estonia, care au câștigat Liga Europeană anul ăsta și anul trecut au jucat finala. Deci sunt echipe care au foarte multe meciuri de pregătire împreună și asta contează. Eu întotdeauna am zis că o echipă câștigătoare este una care este un grup în care jucătorii pot să-și petreacă câțiva ani împreună și să aibă meciurile de la nivel înalt. Ceea ce echipa națională a României în ultimii ani, într-o lună, două luni, cu toate antrenamentele și cu toată bunăvoința și cu toată motivația care este, este foarte greu de realizat lucrul ăsta. Încă o dată, șanse noi avem. Eu, în primul rând, sunt aici pentru că, așa cum zicea și Dan, pentru mine poate este ultima șansă să-mi îndeplinesc un obiectiv încă neîndeplinit, să mă calific la un campionat european. Și nu veneam dacă nu credeam că sunt șanse la calificare. Nu cred că pornim cu prima șansă. Avem turneu acasă, ceea ce este în favoarea noastră. Sunt echipe care trebuie să facem puncte, trebuie să câștigăm cu ele, iar cred că depinde foarte mult de atitudinea noastră, de cât de mult ne dorim noi să facem diferența în meciurile astea. Accidentarea, din fericire, nu este foarte gravă, am suferit-o vineri, acum deja am început să mă antrenez. Îmi face plăcere să mă întâlnesc cu vechi colegi de echipă la lotul național, întotdeauna când vii la lotul național și te întâlnești cu colegi care i-ai copilărit, e ceva foarte frumos, mai ales că eu n-am apucat să joc prea mult prin țară cu români în echipă și îmi face deosebită plăcere. Lotul ca și individualități, avem jucători foarte, foarte talentați și foarte capabili. Acum, munca lor de la echipele de club și munca de aici de la națională, asta trebuie să se vadă în meciurile astea care vor veni. Pentru că nu câștigi cu individualități, câștigi cu o echipă. Și o echipă se formează în timp. Și încă o dată, pentru mine îmi pare rău că n-am ajuns de la începutul perioadei de pregătire aici la lotul național, dar după părerea mea e puțin timp la dispoziție ca să formezi o echipă competițională, mai ales în situația în care anul ăsta echipa națională nu a jucat Liga Europeană. Mie mi se pare un dezavantaj mare, unde într-o Liga Europeană unde ai putea să joci cu juniori pe care să-i crești pentru viitor. Nu pot să spun acum, sunt cu stafful medic, suntem în pregătiri și facem tot ce ne stăm putință ca joi să fiu la dispoziția antrenorului. Am avut puține emoții când m-am întors și eu în țară aici am petrecut cea mai mare perioadă din timp și am reîntâlnit oameni vechi și îmi face plăcere să vin la Craiova, mai ales când avem sală nouă, aveți sală nouă, iar eu ultima dată am jucat în sala mică de la Voința, unde 50 de persoane... Poftim? Sala mică-mică. Sala mică-mică de la Voința, unde 50 de persoane... Ținând cont că am jucat doar la Craiova, majoritatea timpului îmi face deosebită plăcere să mă aflu aici. Ai găsit echipa și campioană, vorbind de echipa tăiere. Felicit echipa campioană și le urez baftă în continuare. Păi am și eu o vârstă și aș vrea să rămân cât mai aproape de casă, mai ales că mi s-a mărit familia acum și aș vrea să-mi petrec cât mai mult timp cu familia mea, cu soția și cei doi copii, dar în același timp și cu familia din țară. Și dacă rămâneam peste oceane, îmi era mai greu. A fost o perioadă destul de grea, o pregătire după vacanță întotdeauna pică rău. Au fost și mici probleme, mici accidentări, în mare parte s-au rezolvat. Vom aborda acest turneu cu încredere. Sigur, știm ce ne așteaptă, știm echipele care se aliniază la start și, așa cum a spus și Bogdan înaintea mea, cred că atu principal ar trebui să fie publicul și sala noastră.
aici unde ne-am antrenat timp de aproape două zile, de aproape două luni. Așa că sperăm să reușim să, în primul rând, din punctul meu de vedere, e foarte important să avem lume în sală, suporterii să fie alături de noi. Până la urmă, suntem cei mai buni jucători din România și cred că ar fi foarte interesant pentru un suporter să vadă, eu știu, vedetele fiecărei echipe din campionatul nostru jucând la oaltă. Eu sper ca lucrurile să iasă bine. Într-adevăr, nu suntem favoriți, dar avem dorința aia de a demonstra, poate în ultimul ceas, că putem ajunge sau măcar să ne apropiem de un turneu final. Nu am un sentiment aparte. Sentimentul frumos ce-mi vine acum e că joc în fața propriilor suporteri, atâta tot. Dar, într-adevăr, mi-aș dori foarte mult toți cei din generația noastră. Mă repet, cum a spus și Bogdan înainte, nu am avut șansa să ajungem la un turneu final, nici măcar la juniori. Și bineînțeles că ne doare. Suntem ca individualități, suntem, eu știu, jucători foarte buni, care au jucat în străinătate și în România la campionat, la echipe importante, dar din păcate la echipa națională nu s-a putut niciodată mai mult, din diferite motive. Am intrat în prea multe amănunte să discutăm tot ce s-a întâmplat în ultimii 13-14 ani de când eu sunt convocat la echipa națională. Eu cred că tinerii jucători de acum vor face diferența de multe ori. Pentru că ei mai au mulți ani de convocări la echipa națională. Asta în primul rând. În al doilea rând, sunt jucători importanți. Aciobăniței este un jucător foarte tânăr și deja s-a văzut o pregătire foarte bună la el în campionatul Germaniei. Bala poate să fie și un Ene care până acum, eu știu, un an, doi nu exista la echipa națională. Sunt jucători care ar putea să facă diferența și noi să fim lângă ei, să-i susținem în momentele grele. Sigur, au fost momente de cădere în meciurile amicale, dar trebuie să țineți cont că pregătirea fizică, și a spus cuvântul, eram foarte încărcați. Eu sper ca aceste căderi să fie cât mai scurte, să nu legăm prea multe mingi proaste și puncte pierdute, pentru că în condițiile astea cu echipe foarte bune nu reușesc să mai recuperez. Mi-aș dori să se întâmple o calificare cât mai repede. Dacă nu este anul acesta, grupul și jucătorii tineri care vin din spate să formeze. Până la urmă, e cel mai important să formeze un grup foarte bun. Noi pot să zic că am avut-o. Au fost jucători, am fost de aceeași vârstă, enumăr aici Bogdan Olteanu, Sergiu Stancu, Birău Fabian, subsemnatul, mulți jucători eram de aceeași valoare și la nivelul acela de juniori și un pic peste juniorat, eu zic că se putea face mai mult. Poate că s-a greșit undeva acolo și deja lucrurile au luat o întorsătură destul de mare. Am rămas în cantonament alături de colegi. Bineînțeles că am fost privilegiat din punctul acesta de vedere, pentru că am putut să-mi văd familia în fiecare zi. Am putut eventual să-mi petrec weekendurile împreună, să ne petrecem weekendul împreună și cred că, da, pentru mine a contat foarte mult. Și anul trecut s-a întâmplat același lucru, din punctul ăsta de vedere. Dar cred că acum s-au întors toate deplasările și cantonamentele pe care le-am făcut în afara Craiovei și vă spun sincer că n-au fost puține.